După cum v-am obișnuit, luni, miercuri și vineri am de fiecare dată invitați și de data asta am un invitat special pe doamna regizor Camelia Popa, pe care o am aici în studioul Radio 3 Net. Ea a făcut un spectacol, are un spectacol în premieră la Teatrul Elisabeta despre prietenie și adevăr în familia de etnie romă. Bună dimineața, ce faci? Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Aș putea să spun că fac foarte bine, cu o mică excepție, și anume că sunt răcită. N-am COVID, dar sunt răcită. Da, da. Altfel, da. Excepțional. Mulțumesc da. Tare mult să fiu aici. Da, e o perioadă cu multe viroze și am tocmai cea trecută printr-o răceală și chiar colegul meu care se ocupă de partea de montaj video nu poate să fie prezent cu noi aici pentru că are o mică răceală. Dar da, se înțelege, suntem deja în decembrie, nu mai e gata, s-a dus vara, s-a dus toamna, s-a dus vine, gata, iarnă, ce să zici. Corect, așa e, era și timp. Da, am înțeles că miercuri pe 14 decembrie aveți un spectacol foarte frumos. Așa este. Și dacă poți să-mi povestești mai multe despre sigur, toată treaba sigur, asta. Sigur, 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 așa este. Pe 14 decembrie la ora 19 la sala Luceafărul, fostul cinematograf Pro, mai exact, vom avea premiera teatrală a spectacolului Iar. Este o piesă de teatru scrisă de adolescenți pentru e o poveste universal valabilă pentru toată lumea, n-are limită de vârstă, nu se adresează tinerilor, cum am fi tentat să credem, tocmai pentru că e scrisă de adolescenți, nu, aia se adresează atât adolescenților, copiilor, dar mai ales adulților. Este o piesă de teatru scrisă de Maria Coci și Andreea Mocanu. Au scris-o peste vară și au dorit foarte tare să monteze această piesă de teatru. Au venit cu piesa scrisă la mine, mi-au zis, noi având de altfel un istoric împreună, da, am da. Făcut niște filme de scurtmetraj și niște colaborări pe teatru cu ei anterior. Și au zis, uite, Camelia, noi am scris această piesă de teatru și am vrea foarte tare ca tu să o regizezi dacă vrei să te bagi în povestea asta. Și atunci am zis, sigur, mi-a plăcut foarte tare ce au scris acolo, evident că am mai ajustat, am mai făcut în așa fel încât piesa să fie de sine stătătoare. De ce? Pentru că ei inițial își doriseră să fie un fel de continuare la piesa de teatru pe care o scriseseră cu un an și o jucaseră cu un an în urmă. Dar le-am sugerat că cel mai bine ar fi să fie de sine stătătoare, pentru că în felul acesta nu obligă pe nimeni să fi văzut prima parte. Da, 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 înțeleg. Exact. Și atunci am lucrat peste vară la ea și din toamnă ne-am apucat de repetiții și înainte de repetiții am avut un casting, desigur, și mai apoi ne-am apucat de repetiții. Ce mi-a plăcut foarte tare, dincolo de faptul că conținutul piesei și mesajul este unul foarte frumos și foarte pozitiv, deși piesa are la bază o dramă, dar da. O să vedeți când o să veniți la piesă că ea conține atât, ea are și momente de comedie, dar și momente de dramă. Ah, deci e o comedie, o dramă, nu știu cum se numește. E de fapt o dramă cu accente comice. Ah. Da. Foarte drăguț. Și da, pentru că ne-am zis că ar trebui să aibă de toate și pentru că de ce ar trebui să aibă de toate? Pentru că viața are de toate, așa da, că corect. Avem și bune și rele, vorba aia, dacă nu suntem triști vreodată, nu știm cum să fim fericiți, cam corect. Asta e ideea. Da. Și are și muzică, are și dans, are coregraful piesei este Matei Ilie. Dar ce voiam eu să spun este următorul lucru, că dincolo de faptul că acest subiect, sau mă rog, această scriitură e una cu un mesaj extraordinar de frumos și de pozitiv și de tonic, așa. Este vorba despre faptul că ei mi-au spus așa. Uite, noi am vrea să facem această piesă de teatru pentru că am vrea ca toate încasările sau toate donațiile pe care le vom obține să le direcționăm către centrul de plasament Miaș Children. Ce drăguț! Iar cu această chestiune m-au cucerit cu totul pentru că lucrez deja de 7 ani de zile cu asociația Miaș Children, cu centrul de plasament Miaș Children, făcând atât film cât și piese de teatru cu ei, iar această acțiune mi s-a părut una extrem de frumoasă și de salutară și
Mi-a plăcut că s-au gândit să ajute și alți copii. Dar și ca pentru ascultători, ce vârste au copiii, între cât și cât? Între 16 și 18 ani. Da. Cum spuneam, coregraful este Matei Ilie. Matei Ilie, care este de altfel din centrul de plasament Miaș Children. Toată povestea, sigur că am primit foarte multe întrebări de ce e nevoie să, sau de ce a fost nevoie ca această poveste să fie scrisă sau să se întâmple într-o familie de romi. Povestea este universal valabilă, ea se poate întâmpla în absolut orice fel de... Dar ei au vrut să poziționeze această poveste și această acțiune în interiorul unei familii de rom. De ce? Pentru că noi avem o regulă mare și clară care spune așa: fără discriminare și fără judecată și prejudecată. Ei au asistat la niște momente de discriminare și de judecată și prejudecată care i-a înfuriat foarte tare. Mama, asta e cumva experiență de viață și da. Știu și eu sunt pasionat de teatru și de tot ce înseamnă actorie, film și așa mai departe, regie, și știu că cele mai bune lucruri le scrii din sufletul tău și din ce ai trăit. Adică eu am vrut să dau la... regie, am vrut să dau la regie la UNATC și mi-au povestit, adică am avut eu, l-am dat, am scris, am făcut un script și a fost o chestie inventată, cum ar veni, mă puneam cumva în al doilea război mondial și mi-a spus profesorul că cel mai bine îmi recomandă să scriu din propriile mele trăiri experiențe. Și bănuiesc că așa are un impact și mai mare. Exact, pentru că în momentul acela nu mai vinzi castraveți grădinarului, ci vorbești despre niște lucruri pe care tu le-ai experimentat, pe care tu le-ai observat, pe care tu le alegi să le expui exact așa cum le-ai înțeles și cum le înțelegi la momentul respectiv. Și este un lucru... Da, adică foarte bun, sigur că da. Și mai ales teatru e mult mai greu, că pentru cine nu știe, teatru de scenă este mult, mult mai greu decât teatru de film. Și nu zic că teatru de film, actoria în sine, pentru că am norocul meu e că am prieteni foarte mulți din sfera asta a actorilor, și actori de scenă și actori de filme. Și nu știu, cum consideri tu, ce crezi tu că e mai greu, să fii în film sau... Bine, fiecare are altă viziune, sigur, și altfel se sigur întâmplă. Sigur că da, pentru că de-aia ele sunt distincte. Din punctul meu de vedere, eu fiind cu precădere regizor de film, eu consider, și asta nu neapărat pentru că vreau să trag pe spuza pe turta mea, ci pentru că pur și simplu eu cred în egală măsură că amândouă sunt, atât actoria de film cât și actoria de teatru, sunt la fel de... Nu, n-ați zice grele, pentru că știi cum e, când ești talentat și când îți place ceea ce faci, nimic nu mai e greu. Da, corect, totul este doar o chestiune de antrenament, de exercițiu și cam atât, și de plăcere. Da. Dar ele sunt diferite și aș zice eu că actoria de film este mai complicată, sau nu neapărat mai complicată, dar să zicem mai grea, pentru că la film extrem de rar alegi să filmezi cronologic. Da. Și atunci, pentru actor, ai astăzi, spre exemplu, 3-4 secvențe în care tu trebuie să joci, dar ele nu au continuitate, nici ca stare, nici ca acțiune, nici ca nimic. Și asta înseamnă ca tu să poți să fii în stare să separi lucrurile și să te pui de fiecare dată în situația exact. Ori la teatru lucrurile se întâmplă cu continuitate. Da, doar că la teatru există un mic lucru, pentru e one shot. Adică dacă e one shot, însă în spate are o perioadă lungă de repetiție, ceea asta ce da. La film nu se întâmplă. Da, asta da. Știu, bine, sunt anumite filme unde există repetiție, dar foarte rar. Bine, la alea mari. Există și repetiție și la film, dar la film nu se repetă cum se repetă la teatru. Da, corect. Adică e... Da, e diferită. Pentru e că altă. Filmul are nevoie de naturalețe, filmul are nevoie de firesc, pe când la teatru lucrurile sunt ușor exagerate, și asta pentru că trebuie toată lumea să audă și să se vadă și să vadă toată lumea, da. Și inclusiv cei din ultimul rând. Da, ei au experiența, revenind la trupa 009, ei au această experiență atât pe scenă cât și în fața camerelor de filmat și lucrurile, adică mă rog, părerile lor sunt împărțite. Unii se simt mult mai confortabil pe scena de teatru, alții se simt mult mai confortabil în fața camerei de filmat, dar pot să spun că în cazul
tuturor, cu toții sunt super încântați de a fi în centrul atenției, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Foarte frumos. Pentru că ei au ceva de spus, ei au, vor să fie văzuți, vor să fie ascultați și au și ceva de transmis. Și e foarte tare ca niște adolescenți de vârstele lor să facă treaba asta, să scrie un scenariu și să îl facă într-o notă pozitivă și să ajute oamenii semeni lor, cum ar veni, că din experiențele lor mi se pare că e incredibil. Adică n-au făcut doar un spectacol în care au zis, bă, profităm de faptul că am trăit asta și hai că facem, facem și un lucru. Și așa mi se pare foarte tare că e o chestie caritabilă care ajută alți oameni la rândul lor. Absolut, absolut, absolut. Și dincolo de asta, eu aici am o listă de mulțumiri. În primul și în primul rând, acest spectacol n-ar fi fost posibil fără ajutorul celor de la HP Inc. România. Și le mulțumesc extrem de tare și din nou și cu această ocazie le mulțumesc pentru că au crezut în noi și pentru că ne-au sprijinit și că ne sprijină în acest demers. Dincolo de asta mai sunt, trebuie să mulțumesc asociației prin care se derulează această acțiune și anume asociația ASRA, Simonei Rimer și Alinei Buzdugan. Evident, celor de la Mia's Children și lui Dan Grosu, asistentul meu de producție care m-a ajutat să fac și să lucrez și să putem să punem pe picioare acest spectacol. Scenografului, desigur, Tudor Albu, care a făcut absolut minuni și continuă să facă minuni pentru ca noi să putem să jucăm și să avem tot ce ne trebuie. Și desigur trebuie să le mulțumesc acestor tineri, acestor adolescenți care, așa cum sunt ei, se gândesc și la alții, nu se gândesc doar la propria lor persoană, ceea ce e un lucru absolut minunat. Da, e absolut minunat pentru că, nu zic eu asta, că și eu sunt cumva, am 29 de ani, sunt undeva la limita lucrurilor și... Bine, au început să apară copii care fac la vârste destul de fragede, fac lucruri pozitive și frumoase, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că se vorbește foarte mult despre noua generație care vine, că nu fac lucruri pozitive și că totul e pe negativ, dar uite că am un exemplu în fața mea, povestești despre copii care fac lucrurile astea atât de frumoase și mai am o întrebare pentru public. Unde pot să găsească bilete? Adică se găsesc și online sau doar la locație? Practic e impropriu spus să spunem de bilete, pentru că noi nu putem fiscaliza bilete și atunci este vorba despre donații. Donațiile pot fi făcute în contul asociației ASRA. Așa. Contul, pot să-l spun dacă e cineva pe recepție și poate și vrea să-l noteze, este RO45INGB 4 de 0 4 de 9 04 99 77 35, iar la detalii de plată să noteze donație IR, ca să știm, ăsta este un cod pe care noi știm sigur că este practic biletul de intrare, sigur că da. Pe de altă parte, cine dorește să achiziționeze sau să vină direct la spectacol, poate să vină direct la spectacol și să facă donația pe loc acolo, cash, la intrare, fără niciun fel de problemă. Noi așteptăm pe cât mai multă lume în sala de teatru. Știu că e o perioadă în care există foarte multe alte evenimente. Da, vin sărbătorile și oamenii se întâmplă. Da, sigur. Dar pentru noi ar fi extraordinar de minunat și nu numai minunat, dar ar fi fantastic să se întâmple și să avem o sală plină, pentru că toți banii ăștia se duc către Mia's Children, pentru că acolo copiii au nevoie de educație, au nevoie de tot soiul de terapii, au nevoie de, adică se duc pentru o cauză nobilă și o cauză care cu adevărat are nevoie de orice fel de finanțare, mare sau mică.
Da, corect. Asta e, în primul rând avem și, ai și spectacol în banii ăștia și plus de asta ajuți oamenii. Asta mi se pare cel mai important. Adică este cu, sigur, cu dublu sens, ca da, să cu spun dublu așa. Sens. Adică sigur. Nu ai doar o singură chestie, ai două chestii pe care le faci făcând donația sigur. Spre spectacol. Și plus de asta eu mai merg la teatru și e tare frumos să vezi fizic, să vezi actorii și să îi simți că e altceva față de... Că mai, uneori mă uitam și pe... Eu sunt de undeva de la țară și dacă voiam să văd piese de teatru sau așa, mă uitam pe YouTube sau pe alte platforme, dar altceva e să fii acolo cu actorul, să vezi exact cum se pune în scenă și e altfel emoția. Adică cel mai bun prietenul meu e actor de scenă și știu că am fost la câteva spectacole de ale lui și e incredibil. Adică e, atmosfera e altceva. Sigur, adică este recomand. O energie specială, sigur că da. Da. Iar ei sunt foarte... adică ei sunt foarte energici și sunt foarte pozitivi și le place foarte tare ceea ce fac și sunt extrem de fericiți, dar în același timp și ușor emoționați de faptul că multă lume o să-i vadă și o să le urmărească fiecare gest și fiecare respirație. Dar în același timp au muncit foarte mult pentru asta și au fost foarte serioși, foarte dedicați, iar pe de altă parte oamenii din sală nu doar că vor ajuta centrul de plasament Mia și Ildrân, dar în același timp vor și valida prin prezența lor acolo efortul pe care l-au depus adolescenții de pe scenă. Ceea ce este cea mai frumoasă și cea mai frumoasă formă de apreciere și de încurajare pentru ei. Da, o să postăm și noi la noi pe Instagram contul unde se poate dona și puteți să mergeți la spectacol pe 14 decembrie la ora 19. Au trecut aproape 20 de minute și din păcate cam asta e banda mea. Îți mulțumesc frumos. Dacă ai ceva să transmiți oamenilor așa de încheiere. Aș vrea doar să le spun că piesa noastră de teatru e o piesă frumoasă, este o poveste cu un mesaj pozitiv, frumos, și au șansa de a vedea niște copii extrem de pasionați și extrem de, de talentați și, dincolo de asta, niște altruiști, ceea ce e din ce în ce mai rar în vremurile noastre. Da, corect. Și că nu orice fel de prezență acolo nu face altceva decât să ne bucure și să ne încurajeze să mergem mai departe și să facem ceea ce ne place și cum ne place. Ce drăguț! Mulțumesc frumos, Camelia Popa! Ne vedem pe 14 decembrie, miercuri, adică la ora 19, să vedem această piesă. Sala Luceafărul, da. Sala Luceafărul. Mulțumesc frumos pentru prezență și mă bucur tare mult că am stat puțin de povești. Scurt, dar am fost la subiect și am atins ce aveam de atins. Vă mulțumesc frumos și vouă celor care ne ascultați și da, mergeți la teatru că e frumos. Hai că ne auzim în 20 de minute cam așa, unde am ultimele mele intervenții, pentru că urmează colega mea Lala, unde o să-l aibă invitat pe Shelly, cred că toți îl știți pe Shelly, așa că hai, ne auzim în vreo 20 minute, mulțumesc frumos, Camelia, și hai că vă las cu muzică bună, ciao!